Este. Eu spun, el e artist. Da. Sună, ce faci? Foarte bine fac. Pregătit pentru marea ocazie. Fac orice legat de teatru, muzică, artă. Nu mă văd făcând altceva neam. Sunt o fire pozitivă. Cred că toți prietenii mei ar putea să spună chestia asta. Sunt moldoveanul, ardelean și noldean. S-au întâlnit la București. Pe bune? Pe da. Mamă, ca în Miorița. Auzi, ți-e frică de ei? Nu. Fără emoții, pe scenă, te urci, îi dovedești, ei trei da, și te întorci la baciu oltean și la cel moldovean. Ok. Da. Mării se vorbiră și se zăviră, ca la apus de soare să-mi-l tundă, să-mi-l omoare. Eu sper să-l impresionez pe Brenciu, sunt mare fan. Dar fiind un juriu complet, trebuie să-i impresionez pe toți în măsură egală. Nu vreau să zic că sunt cel mai bun sau sunt cel mai prost. O să dau tot ce pot în momentul respectiv și totul se întâmplă atunci pe moment. Să vedeți ce vine acum. Asta e. Bună seara. Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara. Bună seara, bună seara. Ce ești... faci? Foarte bine. E permanent sau e așa ești tu? No, nu, e de la mama. Cum te numești? Numele meu este Caragia Simion. Vin din Timișoara, dar deloc sunt din Republica Moldova. Salut. Salut. Caragia, fratele meu. Mi se pare că n-ai emoții deloc și asta îmi place. Am puțin, da. Încerc să... Maschez foarte bine. Da, pari să... destul de firesc. Am terminat facultatea de teatru. Uh-huh. Un pic mă ajută. Și te ajută. De ce v-ați mutat în Timișoara? Subiect complicat. Din cauza unei tragedii, să zic așa, din viața noastră, mi-am pierdut sora. Ne pare rău. Nu, am să încerc să vorbesc despre asta după numărul meu. Da. Și... Okay. Mi s-a pus întrebarea adesea, care ar fi piesa care aș dedica-o eu pentru sora mea și mi-am ales Oi Maroz. Fratele meu știe. Da. Momentul în care o să cânt piesa pe scenă, o să fie ceva de genul că, nu știu, se va opri timpul, parcă cumva intru în altă lume.